Slujbele religioase au fost interzise în biserici, și patriarhia le-a cerut preoților să facă slujbe afară, menționând că credincioșii ar trebui să păstreze o anumită distanță, așa încât să împiedice răspândirea bolilor. Primul care a avut de suferit a fost părintele Zărie, pentru că acesta slujește la capela spitalului din Petroșani și acolo activitatea s-a închis odată cu confirmarea primului caz de COVID, care a și generat închiderea a două din unitatea medicală. Mi s-a spus chiar de joia trecută ca să sistemăm uh, temporar slujbele la capelă, pentru că au fost și probleme care au fost la spital și să ne ferim să nu mai există doamne ferește, alte uh, probleme nedorite și, să spunem, din cauza uh, venirii și aglomerației, să spunem, din capelă, să uh, ia cineva, cum să spune, un coronavirus. Uh, și am înțeles. Mi s-a spus că doar la cazurile grave și de urgență majoră să merg în secții și în saloane la uh, bolnavi. Toți preoții au căzut la înțelegere și le cer credincioșilor să fie responsabili. Este postul Paștelui și se cere în aceste momente mai multă disciplină. vorba de disciplina populației și tocmai asta, dacă ni se cere disciplină, la noi se spune că Dumnezeu este o Dumnezeu a rândului, nu o neorândului, așa spune Sfântul Apostol Pavel. Și atunci, de ce să nu fim și noi disciplinați? Putem dovedi, pentru că totuși există și la noi oameni educați, și la noi, cum se spune, s-a făcut multă și destulă școală ca să putem să înțelegem că trebuie să fim disciplinați mai ales în aceste situații care... La nivelul Cancelariei Sfântului Sinod s-a decis ca toate slujbele religioase să fie săvârșite exclusiv în aer liber, de regulă lângă lăcașul de cult, altar de vară sau pridvor, cu participarea a maximum 100 de persoane, păstrând distanța de minim un metru între participanți. Așadar, bisericile rămân deschise, doar că se aplică noi reguli în privința ceremonialurilor religioase săvârșite cu asistența credincioșilor.